Sunt la țară? Nu, sunt la bloc. Popa! Popa! Dacă mai faci ca gocoșul la 5 dimineața, te omor! Dar nu fac eu americane! Nu cânt eu! Cine? Cântă Rocco! Rocco? Da! Mă, Rocco e un cocoș care face parte dintr-o specie rară de cocoș de munte pe cale de dispariție. Și ce l-ai adus aici? Da, Edel. Popa, fii atent că și tu o să fii pe cale de dispariție. Ia uite. Băi, americane, mă, nu fi rău, mă. Cocoșul ăsta trebuie să se împerecheze cu mai multe găini, pentru că în libertate nu poate, domne. Și o să facă chestia asta aici? Da, domne, stai puțin să vezi. Nu se poate, nu se poate. Așa, aha, așa. Băi, americane, uite, eu dau drumul la găinile astea, iar Rocco poate să-și facă de cap, domne. O să te fac supă, aia o să fac. Ai zis ceva? A, nu, nimic, nu. Bine, americane. Ei, spălarea și treci la muncă. E? Cât e ceasul? E 7. Du-te și muncește, că eu am nevoie de bani, dragă, pentru Mihaiță. Ah, dormeam atât de bine. Abia țipis în șoc, că m-a trezit un cocoș pe la ora 5. Bă, de unde cântam, nu știu. Hai, dragă, lasă-mă cu cocoșii și hai, sus, sus. Auzi? Dar dacă ai nevoie de bani, de ce nu te duci tu să-i faci singură? Ce mă tot trimis pe mine? Păi eu muncesc, băi, leneșule, dacă vrei să știi, eu am vorbit cu Bianca și o să scot un CD de muzică indiană și o să vând și o să iau bani. Că dacă stau după tine, vai de capul tău. Da. Hai sus! Ei, sus, lasă-mă, băi. Costele, dacă vrei să iau niște bani împrumut. Bani? De unde ai tu bani, mă? Păi am strâns și eu din cer și din ce am vândut, dar la bancă nu pot să-i depun că-s mic și țin aici supele, ia uite. Cum să iau bani de la tine, mă? Adică eu să mă împrumut de la un copil, fugi, bă, de aici, bă. Am, uite, ia-i că-s prin bine. Ia uite, bă, ce de bani. Dar să știi că ți-i dau înapoi. Ia uite, bă, băi. Ți-a plăcut? Enorm! Restaurantul ăsta am senzația că a fost creat special pentru noi doi, Neru, nu? Ești fericită? Sunt foarte fericită. Am tot ce-mi doream. Le-am pe tine, le-am pe Jean. Mi-aș putea dori ceva mai mult? Așa e. Vezi tu? De când ne-am împăcat, toate ne metim plin, nu? Și ai văzut ce echipă bună facem? Da. Pare că suntem făcuți unul pentru celălalt. Exact! Și când tragem amândoi la aceeași căruță, se simte la portofel. Mă duc până la toaletă, mă scuzi, da? Vin! Nota. Treci eu ca de obicei la datorii, măi, Gicule. Nelule! Zi, mă! Nu-mi cunoaște noi din armată, dar te cam întrești cu glumă. Hai, mă, măi, am viață grea, mă. Eu știu și eu n-am. Am 5 copii acasă și o nevastă șomeră. Bine, mă, îți promit că o să-ți aduc banii. Crede-mă pe cuvânt, da? Hai. Elu, știi ce cred eu? Că ar trebui să venim să mâncăm aici de fiecare dată. Scuze-mă, da, sigur, sigur. De ce nu? Ce cocoș nenorocit, cred că o să-l omor! E a treia oară când ne trezește la 5 dimineața! Dacă o să-mi lăsă de frumusețe! Ei, dacă m-am trezit așa de dimineață, am să mă apuc de gătit. De gătit? Tu ai nebunit? De când gătești tu? Ei, am cunoscut un tip foarte mișto și vreau să-l impresionez cu talentele mele culinare. Vedeți? De la o vârstă încep să te lase talentele sexuale și atunci te folosești de cele culinare. Neața. Neața. Fetelor, dă-mi și la voi că m-a tâmpit de cap cocoșul ăla, nu mai pot. Au, scuză-mă, nu te-am văzut. Au, mă, nu mai pot. Până adorm, vreau să știu, dacă vreți, ca Bianca să plece din bloc. Hă? Da, am vrea. Să plece de unde a venit. Corect. Ok. Acum să nu mai au niciun zgomot. Fetelor, ați venit?
Asta e Bianca? Da. Să nu spuneți că sunt aici. Bine, du-te. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce fac, fetele? Am o treabă pentru voi și am nevoie să mă ajutați. Trebuie să-mi faceți un casting și să-mi găsiți trei fete tinere, drăguțe și cu tenul măsliniu. A? Și pentru asta, bineînțeles, că o să vă dau foarte mulți bani. Păi, sigur, atunci se rezolvă. Ce, restrică și nouă niște bani? Mulțumesc foarte mult! Pa! Păi, ați auzit cocoșul ăla imbecil? L-am auzit eu, Bianca. Și să știi că este foarte simpatic acest cocoș. Ia uite cine era aici. Uite cine era aici, da. Dacă vrei să știi, un cocoș are demnitate, dragă. Are caracter și se împerechează cu găinile lui de câte ori vrea el. Iar eu, ca mascul, nu pot decât să-l apreciez pentru acest lucru. E bine? Cred și eu că-l respecti. Când nu mai poți fi tu însuți cocoș, e normal să-i stimezi pe alții. Da, da. Hai, nu mai râde, că ți-a cam zis-o. Da. Na, nu e vorba de asta. Fetelor, am aflat un mare secret de-al Biancăi. O enervează cocoșul! Hai că a trecut o oră. Ia să vedem. Bună dimineața! S-a făcut lumină! Te-am păcălit, Rocco. Nu e dimineață! Am venit să-mi dai banii, Cosele. Da, să știi că nu am acum jane, dar dacă mă mai lași 2-3 zile, cred că pot să rezolv. Da, știam că asta vei zice și am rezolvat singur problema. Cum ai rezolvat singur? Păi am luat ceva de la Mihăiță și am vândut, ca să-mi recuperez banii. Ai luat de la mine? Băi, să știi că nu e frumos deloc ce ai făcut și o să te pedepsesc pentru asta. Serios? Da. Cum? Păi o să... Nu știu, dar găsesc eu ceva. Ia uite-mă la el, bă. Uite-mă ce tu pe urmă. Bine că m-am găsit. Băi, Coste, dă-mi și mie niște bani împrumut, domnule. Domnul Nelu, eu nu am, dar știu pe cineva care are bani și dă cu împrumut. Stai așa. Mi-l spui după ce mă întorc de la toaletă. Bă, sper să fie unul cu dobândă mică. Nici o problemă, du-te. Dacă mă spui lui tata, o să te pedepsesc, Costele. Ce vorbești? Cum? Nu știu, dar... Găsesc eu ceva. Îmi pare rău, domnul Jean, am scos deja porumbelul pe gură. Asta e. Așa. Așa. Ia zi, băi, Costelușule. Domnul Jean aici de față poate să-ți dea bani împrumut pentru că face bani foarte frumoși din furtișaguri și cerșit. Ia dă-te, mă, mai încolo. Poftim! Tată, uite, ia banii ăștia împrumut. O să-ți prindă bine. Fără dobândă. Bine, da, nu mi-i mai da. Hai. Bună! Pe rămâna! Ai rezervat masa la restaurant? Da, sigur, am făcut rezervarea, da. Perfect, merge? Sigur că da. La revedere, Jeane! Minte. La revedere! Da? Să trăiești, Costele! Pa, pa! Pa, pa! Jos haina! Pa! Pa! Ce să-i faci, Costele? Mai pierzi și tu în afaceri, nu? Jeane, vino puțin. Da. Vino puțin. Cât mă costă să mă scap de cocoșul ăla nenorocit al lui Popa? Ai picat la țan. Tocmai am avut o pierdere. Într-un milion te rezolv. Un milion? Da. Ia 500 de mii. Rămâi și cu marfa din care iese o ciorbă bună. Ai grijă, nu uita!
Mamă, ce bine miroase! Opa, ia să vedem ce-a gătit americanul ăsta, dă-mi. Supă de pui, bravo! Iese Rocco. Unde ești, Rocco? Unde ești, băiatule? Aoleu! Aoleu! Ăsta pare a fi cocoș, nu pui! Ce mi-ai făcut, americane? Ce, mă? Ce ți-am făcut? Ce mi-ai făcut, nenorocitule? Păi, stai, mă, băi, poate ce-ai... L-ai omorât pe Rocco! Băi, stai, mă, liniștit! Eu cum să-l omor? Uite-te-o precum fierbe în oala asta, uite! Stai, mă, că nu l-am omorât eu, mă! Și eu aveam nevoie de-l, crede-mă! Îl puneam să cânte din oră în oră ca să o streseze pe Bianca. Stai că știu. Acum e totul clar. Bianca l-a omorât ca să se răzbune. Asta e. Bine, Bianca! Asta e răsplata pentru cât de bine ai fost primită în bloc! Ce faci, mă? Bă, să nu faci vreo prostie. Ce faci? Ce prostie, mă, cu asta să fac prostii? E bine, Bianca! Asta e. Oare să mă duc după el? Nu. Bună! Bună! S-a făcut puiul? Ce pui? Puiul pe care l-am adus să-l fierb la voi pentru că fetele nu m-au lăsat. Căci că face miros în casă. Așa că am apelat la bucătăria voastră. Stai așa. Deci asta nu e cocoșul lui papa? Nu, e puiul pe care l-am cumpărat eu de la alimentară. De unde să fac eu răzbun bani, bă, frate? Costele, vreau banii. Jeane, știu, dar ți-am spus că n-am... Uite, n-am făcut rost decât de ăștia, poftim. Băi, Costele, s-a mărit dobânda, bă! Cum? Păi nu mai e 10%, e 20%! Băi, Jeane, tu ai mărit dobânda, pe bune? Păi da! De ce faci așa ceva, mă? Nu-i frumos! Băi, Costele, tu m-ai părât lui tata că cerșesc, așa că eu te pedepsesc! Știu unde vrei să-ți fac eu rost de bani la ora asta? Auzi, Jeane? Ce zici tu dacă ți-aș dau eu ceasul ăsta în loc de bani? E un ceas mișto, e antiacvatic, e autentic. 2 milioane îmi dai pe el și am scăpat de datorie. 1 milion. Bine, mă, 1,5 milioane, hai. 1 milion, Costele? Cum 1 milion, mă, că e autentic, mă, frate? Mă. Cum să ai noroc? Hai, noroc. Păi că îți dă leviade în fază tare, frate. Popa, cât e de prost, mă. A crezut că i-am luat gâtul la cocoș și am făcut ciorbă din el. Băi, n-am timp de prostiile tale, zi, mă. Păi stai, mă, stai, că n-am terminat. Păi nu era vorba de cocoșului. Era în oală un pui de la alimentară. Cocoșul s-a pierdut. A dispărut cocoșul? Da. Cântă pe undeva prin bloc tot, la aud. De ce prin bloc? Da. Jeane, uite cum facem. Ți-am dat banii ăștia și îți dau pe deasupra și cocoșul, Neapupicu, și ne închidem cu datoria. Ce zici? Nu merge, Costele. Bianca mi-a spus să lichidez cocoșul și mi-a dat și bani. Păi, dar de ce să lichidez cocoșul? Uite, ți-l prind eu, ți-l dau pe gratis și tu-l vinzi în piață la suprapreț. Ce zici? Auzi, mă? Cât îți mai trebuie pentru datorii? Vreun milion, de ce? 1 milion, a? Bă, nici eu nu stau prea bine cu banii. Uite, 1 milion. Ia! Și achită datoria. Dar când ai făcut tu așa milos, mă, cu animalele? Dar nu să mă milos. Bă, când am văzut cum fierbe puiul la anuală, mi s-a lăsat la o ciorbă de creastă de cocoș. Bă, știi cum? De ce tu râvnești la cocoș? Băieți, eu nu mai am timp, bă! Eu vreau banii acum! Ia-ți, mă, banii, că acum am milogul. Ia banii și desparte-i, gata. Mersi. Americane, să rămână, rămân dator, tată. Fără că ar fi prima dată. S-a plăcut? Sunt dependentă de mâncarea din restaurantul ăsta, să știi. Și ce-ar merge după o masă delicioasă? Ar merge o plimbare ca să nu se pună masa delicioasă. Și după plimbare... nu știu, mai vedem, măi, suntem pe stradă. Ia, hai, înapoi. Dați-mi și mie un ban. Păi, zi, de ce să mergem încolo când casa noastră este... Nelu, stai puțin. Nelu, ăla este Jean. Care? Unde Jean? Ce Jean? Copilul nostru cerșește. Unde Jean? Care? Păi, nu pot să cred. Jeane! 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 Măi, Jeane! Ce-i cu tine? Ce faci tu aici? Măi, cine te-a pus să faci asta? Jeane, ești bine? Nelu, tu ai știut ceva despre ce se întâmplă? Bă, n-am avut ce cauți, mă, la cerșit. Ce ți-a spus, mă, la cerșit, mă? Să poate, măi, Jeane, mă! Ușor, te rog! Ei!
A fost bine, dar trebuie să mai înregistrăm încă o dată. Încă o dată? Păi bineînțeles! Dar de ce trebuie să înregistrăm de atâtea ori? Dragă, așa e meseria asta, trebuie să înregistrăm până iese foarte bine. E, și eu zic că e suficient de bine. Și eu zic că nu e suficient de bine, așa că trebuie să mai înregistrăm încă o dată. Poftim! Te ce să mai omor animalele, oamenii? Ce animale, popa? Ai nebunit? Cu ce? Cu ce animale? Cocoșul meu, Rocco! Tata, e Rocco. Haide, haide, haide cu mine. Hai, n-ați așa. Hai că tu ești cu mine. Hei, acum să vedem pe ce mai înregistrăm o dată. Bun. De când durează povestea asta? Jeanne, te-am întrebat de când cerșești. Cerșesc de mult, dar... așa, în glumă. Măi, Jeanne, dacă aveai nevoie de bani, trebuia să-mi fi spus mie sau poftim să-i fi spus lui Nelu. Să-i fi spus lui Nelu? Păi, sigur. La asta nu m-am gândit niciodată. Foarte rău, Jeanne, foarte rău că nu te-ai gândit, pentru că Nelu este tatăl tău și ți-ar fi dat cu siguranță, Jeanne. Sigur, ți-aș fi dat. Ce facem noi în situația asta? Măi, Jeanne, ce trebuie să facem ca să nu mai cerșești? Chiar trebuie? E așa mișto când cerșești? Păi nu este frumos deloc, este un obicei rău, crede-mă! Măi, Nelu. Da? Tu știai că Jeanne cerșește? Nu, dar spune-mi sincer, tu aveai cea mai mică idee despre ce se întâmplă? Bela, eu... Scuzați-mă. Alo, da? Da, pot să vorbesc. Spuneți, s-a întâmplat ceva? Da? Tată, ce faci, tată? Ce faci? Bă, dacă recunoșteam, n-ajuta la nimic. Și scădea încrederea lui Bela în mine. Păi ce? Da. Nu-ți dai seama? Ai dreptate. Păi ce? Lasă așa cum a căzut că o rezolvăm noi. Păi sigur că... Bun. Nu mi-ai răspuns, domnul Nelu. Tu știai ce se întâmplă cu copilul acesta? Habar n-aveam! Păi nu în casa el de la mine imediat. În cazul acesta, cred că cea mai bună soluție este ca Jeanne să fie mutat la altă școală. La o școală unde să fie mai bine supravegheat, da? O secundă nu mai rămâi, Jeanne, la școala aceea. Ne-am înțeles? Nelu, tu ce părere ai? Este o idee bună? Foarte bună idee. Bun, perfect. Am o urgență la cabinet, da. Scuzați-mă. Da. Mai stați de vorbă voi, te da? Sărut, bine te și eu, papa. Băi, ce nasol! Păi și ce să-ți fac, bă? Eu te-am pus să cerșești? Și dacă nu cerșeam, mai aveai bani să scoți pe Bela în oraș? Ai dreptate. Să vedem acum cum facem cu școala, să nu mă mute. Lasă, bă, că găsim noi o soluție. Bianca, să mă sui și eu pe scenă. Dragă, dar nu înțelegi că în lumea asta trebuie să asociezi imaginea cu ceea ce cânti. Da. Uite-te și tu la fetele astea, ce bine arată, ce frumoase sunt. Și ce, eu n-arătam bine? Dragă, imaginea ta e pentru muzică populară. Bravo, bravo, foarte frumos. Da. Ce ți-a plăcut ție? Ce-ți-a plăcut de asta, de slăbănoagele astea, de zlânatele astea? Mama, nu mă refeream la mișcare, la prezență. Mă refeream la melodie, la voce. Tu mi-ai plăcut foarte mult, bravo! Ei, să mă vezi pe populară? Și la populară mă sui, mă sui eu acolo pe scenă. Bianca, hai că mi-ai promis! Mi-ai promis cu zi viu!
Deci nu uitați, trebuie să-mi faceți temele la fiecare materie. Da, mă, Joane, dar chiar zilnic trebuie să le facem? Da, zilnic. Bă! Mamă, Leon! Liniște. Ce faceți voi aici? V-ați făcut temele? Da. Eu da. Poezia Umbra lui Mircea în complexul Cozia a fost scrisă vara la soare. Că altfel nu-i se mai vedea umbra lui Mircea. La câte grade are loc reacția? La 80 de grade. Minus și cu minus face plus. Și cu minus face minus. E plus, ascultă-mă, tu scrie cum zic eu, nu mă enerva. Aici e plus. Bună ziua! Bună ziua! Dom'le, ce fel de profesor de matematică ești dumneata?